Vă spun și eu bună seara, bine ați venit la Biserica Impact. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare persoană prezentă aici, cât și cei care sunt prezenți online. Dumnezeu să reverse binecuvântare. În mod special, seara aceasta trebuie să salutăm și să binecuvântăm pe acele care au fost binecuvântate de Dumnezeu și ne-au dat viață. Biblia ne învață să prețuim femeile să le iubim, să le apreciem și vrem să ne folosim de seara aceasta pentru a vă binecuvânta pe dumneavoastră, doamnelor, mamelor, femeilor și vrem să fim vocea lui Dumnezeu. Prin floarea pe care ați primit-o la începutul programului, n-am vrut să facem o risipă de bani, ci am vrut să vă arătăm prețuirea pe care o avem față de dumneavoastră. Nu știu ai venit aici, ești mămică, ești femeie, doamnă, domnișoară, poate. Nu știu când ai fost ultima, dat, ultima dată prețuită cu adevărat. Să te simți valoroasă din toate punctele de vedere. Dacă nu s-a întâmplat de multă vreme, tare mult îmi doresc Dumnezeu să folosească seara aceasta, tot ceea ce se întâmplă aici, ca să-ți transmită mesajul acela de dragoste. Care, de care ai nevoie. De ce? Mai spun încă o dată. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare mamă prezentă aici, fiecare femeie, fiecare domnișoară. Amin. amin. Însă invariabil când vine vorba de uh, mamă și mă gândesc la mama mea, îmi doresc să fie binecuvântată, invariabil îmi aduc aminte de copilărie, de copilăria mea. Și când îți aduci aminte de copilărie, ce îți trece prin cap? Jocurile, șotronul, fotbalul, desenele. Mi-aduc aminte desenele cu care eu am crescut, anii 90, și cu riscul, ca să nu mă înțeleagă tare mulți, însă eu mi-aduc aminte cu plăcere de desenele animate Sandy Bell sau uh, Sailor Moon. Am, eu am crescut cu țestoasele ninja uh, și au mai fost niște desene care m-au marcat, dacă pentru unii a fost Tom și Jerry, pentru mine a fost nu Zaieț, nu Pagadi. Știe cineva despre ce vorbesc? Sunt vreo câțiva. La ora 19.30, în fiecare seară, ca să mă înțeleagă cei uh, născuți după 90 încoace sau după 2000, toți copiii intrau în carantină. Adică lăsau joaca, intrau în case, în fine, în casele celora care aveau televizor și se puneau acolo să urmărească desenele animate. Era carantina lor, era izolarea lor. După ce se terminau desenele, intrau părinții în carantină pentru că începeau serialele. Uh, avem pe aici oameni mai, mai maturi, ca să nu zic altfel. Și aduce aminte cineva de sclava Izaura? Da? Da, lasă, vă spune ceva, J.R., da, bun, bun, bun. Uh, Dr. Queen? Da, sigur, cum să nu. Uh, era momentul în care toți lăsau absolut tot și uh, primeau porția de educație. Îmi aduc aminte de un desen animat. Eu nu mi-aduc aminte cum se cheamă. Nu mi-aduc aminte tare bine personajele principale, însă era ceva de genul ăsta. Undeva, cred că duminică, o să-mi întreb pe mama mea ca să mă clarific mai bine, sper să știe ea. Dar, din ce mi-aduc eu aminte, duminica la amiază se difuza un serial de desene animate în care uh, personajele călătoreau într-un fel de navă, de corabie din asta plutitoare și trebuiau să îndeplinească diferite misiuni, călătorind prin aer și. Dușmanul era un uriaș malefic, care întotdeauna căuta să deturneze misiunea pe care ei o aveau. Și atunci, ca și astăzi, mă șochează numele pe care îl purta acest personaj negativ. Era uh, denumit Bel Satan. Cum era, aveam câțiva anișori, aveam totuși câțiva anișori, și, și atunci, așa cum mai eram contrariat, cum poți asocia acești doi termeni? Satan pe de-o parte și Bel, care oricum ai dau o -i ceva frumos. Bel, Belisima, Belisima sfârșit. Cum ai putea să spui așa ceva? E bine, în seara asta voi vorbi despre el, despre Satan. nu face nicio plăcere, nu-l agrez și nu-l vreau prin preajma mea, cu toate că el insistă să-mi fie aproape. Dar voi predica pentru că fiind într-o serie de mesaje din 1 Petru, am ajuns la ultimul mesaj și Petru, în finalul epistolei sale, vorbește despre diavolul, vorbește despre satan. Și acum aș vrea să vă rețin atenția, poate că sunteți de diferite păreri. Eu vă respect părerea. Însă lăsați-mă să aduc în discuție ceea ce ne scrie Petru și scriptura ca întreg. Sunt unele persoane care spun, Doamne, eu am crezut că vin la niște oameni sănătoși la cap și zdraveni la minte. Cu diavolul, cu duhuri, cu treburi din astea, vă ocupați voi. Hai pe bune! Adică noi acum luăm teste, vedem virus, treburi, intrăm în carantină, vă acum de mitologii antice vă, uh, vă arde. Dă-mi un pic de timp. Lasă-mă să-ți explic cum era aici clipul. Lasă-mă să-ți aduc argumentele. Poate sunt persoane care uh, abuzează de termenii aceștia și, auzi, și zic în seara asta am ajuns exact în locul potrivit, chiar sunt foarte curios de subiectul acesta. Sau? Să știți că am întâlnit persoane care cred că sunt cot la cot cu subiectul din seara aceasta și sunt prieteni foarte buni. Am întâlnit persoane care în viața lor chiar uh, au încercat să facă un parteneriat, chiar s-au rugat diavolului. Și nu au puțin nimic. În orice postură te-ai afla, crezi sau nu crezi, ești impresionat sau nu, ești pe mânecă, să spun așa, te invit să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că eu nu voi vrea să predic în seara aceasta din desenele care m-au marcat, după cum bine ați văzut, în copilărie. Nici din filmele pe care le promovează lumea astăzi, nici din poveștile băbești, nici din scepticismul altora. Lăsați-mă ca pastor și predicator să vă invit să trecem prin Scriptură cu subiectul acesta. Și apoi, în final, să tragem cu toții o concluzie. Vă rog deschideți împreună cu mine în 1 Petru, capitolul 5, și voi citi versetul 8. Și spune așa, Petru călăuzit, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Și uitați-vă ce face Petru aici. Atrage atenția tuturora și spune, fiți treji și vegheați. În tumultul acestei lumi, după cum Petru se ocupă de mai multe categorii de oameni, Vorbește despre cei liberi, vorbește și despre sclavii din secolul I. Vorbește și despre împărați, vorbește și despre cei înălțați în regătorii și despre cei care n-au absolut nicio responsabilitate în lumea aceasta. Despre credincioși prigoniți, vorbește despre bani, vorbește despre familie. Însă, în episodul acesta, la momentul acesta, ne atrage atenția înspre domeniul spiritual. Fiți treji și vegheați. Atențiune, atențiune, trage sirena, semnalul de alarmă. Și eu vreau să trag un semnal de alarmă în seara aceasta, înscriindu-mă în contextul Scripturii și să vă spun în felul următor. Urmează două săptămâni, cel puțin, zic unii, de carantină. De dimineață vorbeam cu cineva care îmi spunea, am senzația că îmi voi pierde mințile în carantina aceasta. Am fost de atâtea ori, săptămâni la rând, tot în carantină, tot în izolare, am stat tot acasă, nu mai pot. Perspectiva de a sta acasă între patru pereți îți ia aerul și poate că și tu în seara asta te simți că vei intra într-un sector de viață, într-o etapă din care nu știi cum vei ieși. Lasă-mă să trag un semnal de alarmă și să spun că ceva mult mai grav decât carantina ni se poate întâmpla avem dușmani mai puternici de atât ceva mult mai rău ni se poate întâmpla ne dăm de ca apa de maluri și facem spume datorită carantinei după cum bine observați am trecut un an de zile întreg 360 de zile cu virusul ăsta în spate în lumea asta ați observat anul trecut pe 8 martie a fost, la fel ca anul acesta, ultimul episod din seria aceea de mesaje, 8 martie. După aceea am intrat în carantină. La fel ca anul acesta. Un an de zile, am supraviețuit. Stai liniștit. Vei supraviețui și tu. Vei trece. Eu vreau să vorbesc în seara asta despre ceva mult mai grav. Ceva care nu poate afecta doar trupul și ne poate băga într-o în carantină de două săptămâni. De un an. De doi ani. Ceva mult mai grav. Și uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură aici. Citesc din Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Fiți trei și vegheați. Aveți grijă că în tot contextul ăsta, fie că este criză economică, criză sanitară, fie că există boom și uh, duduie economia, potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și care răcnește și caută pe cine să înghită. Și aș vrea în seara aceasta să vedem cine este diavolul, și ce face el? Pentru că Biblia ne spune: fiți atenți, aveți grijă, un semnal de alarmă în dreptul domeniului spiritual. Cine este diavolul și cu ce se ocupă el? E bine, înainte să fie diavolul, aceeași persoană a fost Lucifer. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Lucifer în latină însemna purtător de lumină sau din ebraică însemna strălucitor. Era un înger, o creație a lui Dumnezeu, un slujitor care răspândea lumină. Însă Dumnezeu nu creează roboți nici în dreptul îngerilor, nici în dreptul oamenilor. Și pentru că inclusiv îngerul acesta, Lucifer, avea posibilitatea să aleagă, la un moment dat, a ales să se răzvrătească, să nu asculte și să fie împotriva lui Dumnezeu. Și îngerul acesta devine, după cum spune aici, Petru, potrivnicul. Cine este diavolul? Este potrivnicul, adică acela care ne stă împotrivă. În Biblie găsim câțiva termeni. De exemplu, diavolul, aceeași persoană. Și prin termenul acesta, scriptura ne ajută să înțelegem că el este cel ce defăimează, el este părâșul, el este calomniatorul, acela care ne acuză. Satan, aceeași persoană, altă denumire. Derivă din uh, verbul care înseamnă a fi sau a acționa ca adversar, ca oponent. Sau în Noul Testament, Hristos îl numește Belzebul, adică Domnul Muștelor, indicând spre tot ceea ce este mai scârbos și mai mizerabil. Spune că diavolul este potrivnicul. La început, când el a ales să nu mai asculte de Dumnezeu, a fost împotriva lui Dumnezeu. Și la fel este și astăzi. Dacă îl numim potrivinic, prima dată este împotrivă și adversar împotriva lui Dumnezeu. Însă trebuie să spun ceva, ca să nu fie nimeni în confuzie, el nu are cum să fie pe aceeași treaptă cu Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul și el este doar o ființă creată cu putere de decizie, alături decizie să fie împotriva lui Dumnezeu. Din momentul acela, el a început să acționeze, dar știe că nu îl poate combate niciodată. Și dacă îl urăște pe Dumnezeu și este împotriva lui și nu îl poate afecta pe el, trebuie să spună în seara asta că diavolul este împotriva a tot ce a creat Dumnezeu. Și caută să afecteze natura, ordinea pe care Dumnezeu a așezat-o, caută să aducă haosul și în mod special coroana creațiunii lui Dumnezeu, ce este mai important, mai frumos și mai strălucitor, omul. Și este împotriva omului. Ca să vă dau un exemplu. Una este să încerci să mă jignești pe mine. Foarte greu vei reuși să faci asta și îți propun nici să nu încerci. Și dacă o faci, nu mă va afecta. Dar tu, pentru că vrei să mi faci rău, te vei duce la Marc, fiul meu, și îl vei jigni pe el. Te vei lua de el. Vei fi împotriva lui. Atât de tare mă va durea inima. Atât de tare mă va întrista. Dacă mă înjuri pe mine, am mai fost înjurat. E ok, îs obișnuit. Să dacă o faci față de Marc, uf, îmi va fi tare greu. Înțelegi cum acționează diavolul? Este împotriva lui Dumnezeu și știe că nu poate să se lupte de la egal la egal și atunci va fi împotriva copiilor lui Dumnezeu, a creației lui Dumnezeu și deodată ne trezim în cetrul atenției cu reflectorul pus pe noi, cu luneta pusă pe noi. Ai auzit de expresia aceasta: Dumnezeu te iubește și are un plan bun pentru viața ta? E o realitate și îmi place să predic asta. însă și în dreptul celui rău este valabil. Dacă Dumnezeu te iubește și are un plan bun pentru viața ta, diavolul te urăște și are un plan rău pentru viața ta. El este potrivinicul. El nu este belissimo. El nu este amuzant. El nu este distractiv. El nu este subiect de uh, film care să ne uh, ridice nivelul de adrenalină. El este potrivinicul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe: Fiți treji, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește. Cum este diavolul? E bine, el dă târcoale și răcnește. Adică, el caută o breșă, caută o slăbiciune și el este amenințător. Și acum, ca noi să înțelegem despre cine discutăm, o să vă rog să veniți împreună cu mine printr-o scurtă călătorie prin textul Scripturii și ne vom duce în câteva zone cu intenția de a-L descoperi pe cel rău. Vorbeam cu cineva și spuneam că în seara asta am o misiune specială. Așa că haideți să călătorim împreună. Haideți să deschidem în Matei, capitolul 4, versetul 3 și să vedem că diavolul dă târcoale și răcnește. Caută o breșă. Și ni se spune în Matei, capitolul 4, versetul 3, în felul următor: Ispititorul, diavolul, Satan, s-a apropiat de el, de Isus, și a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pâinile acestea să se facă pâine, în contextul în care Hristos nu mai mâncase de 40 de zile. Ce face Ispititorul? Observați, se apropie. Asta face. El. Haideți mai departe. Apocalipsa, capitolul 19, ne descoperă ce face El. Capitolul 12, versetul 9. Și ni se spune așa, îl întruchipează ca pe un balaur sau șarpe. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume. Înșeală întreaga lume. De aceea, satan nu este bel. Este potrivnicul. Pentru că acțiunea pe care el o are este de amăgire. Este de a ne trage pe sfoară. Este de a ne înșela. Și vom vedea că folosește stratageme. Folosește tot felul de tertipuri. Ioan, capitolul 8, versetul 44, ne descoperă o altă fațetă. Și spune așa. Voi aveți de tată pe diavolul vorbind Domnul Iisus Hristos despre persoanele care căutau să-L ucidă pe El. Vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Așa atât de bine se potrivește cu ce spune Petru. Pentru că spune acolo, el dă târcoale și se apropie. Și se apropie. Și face niște cercuri concentrice în jurul tău, căutând să se apropie și să se apropie. Și răcânește ca un leu. Ar vrea să înțelegem că el nu este leu. E doar ca un leu. Aș presupune uh, că este un șoricel micuț, însă are un microfon la fel ca acesta, și la un chițcăit mic creează impresia amăgește, înșeală, nu vorbește adevărul, ci spune minciuni pentru că el este tatăl minciunii și creează un nor de praf dens și puternic. Și avem impresia că e cea mai mare furtună din viața noastră. Și când răcnește ca un leu, tot mai aproape venind, tot mai aproape venind, atenție, dragul meu, pentru că el va vrea să te mintă. El va vrea să pozeze în ceea ce nu este, încercând să te intimideze. Pentru că asta face El. În 2 Corinteni, capitolul 11, ni se spune în felul următor, 2 Corinteni 11, cu 14. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Tocmai de aceea, în seara asta, noi predicăm din Scriptură, nu din visul pe care l-a avut cineva despre diavolul, nu dintr-o vedenie pe care cineva ar fi avut-o, ci din Scriptură. Pentru că specialitatea diavolului este minciuna și amăgirea. Până acolo încât, la un moment dat, o persoană sinceră, însă. Fără să fie supravegheată, mentorată sau ucenicizată, însă o persoană sinceră care ar vrea să-l caute pe Dumnezeu ajunge într-un anumit context și ce să vezi minune mare? Vedi un înger. Și, ar spune Pavel aici, vede un înger. Și, atenție, nu orice înger îți vrea și binele. Nu orice minune este și în folosul tău. Atenție, pentru că diavolul răcnește ca un leu. Câteodată, pentru că este tatăl minciunii, se prezintă ca un înger de lumină. Dar el nu este așa. Răcnește, uitați-vă, dă târcoale, asta face el. Și uitați-vă, ne spune mai departe, dă târcoale ca un leu, observând aici metodele pe care el le întrebuințează și are un scop. Caută pe cine să înghită. Adică, imaginați-vă ca o turmă de uh, oi, să presupunem. Ca un prădător care dă târcoale turmei pe de departe și caută să vadă care va fi mielul care poate rănit, rămâne în spate. Turma nu se uită, îl scapă ca să-l poată înhăța. Cu ce scop? Nu doar de a-l prelua la sânul său și de a-l îngriji și de a-l crește. Caută să vadă pe cine poate să înghită. Tocmai de aceea subiectul este atât de serios. Pentru că Scriptura nu ne spune că diavolul se joacă. Scriptura nu ne spune că diavolul face parteneriate. El nu face nimic bun. Acțiunea sa în viața oamenilor este una total distructivă. Și El nu doar te mușcă, te compostează, ci El are intenția de a înghiți. Dar haideți că să plusăm cu ceea ce spune Scriptura pe lângă expresia aceasta caută pe cine să înghite, ca să vezi cât e de serioasă treaba. Dacă ai fost atent, în Ioan, capitolul 8, ni se spunea în felul următor. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș. El este un killer. El este un asasin. Și el nu dorește altceva decât să priveze de viață, să ucidă. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre el, spune așa în Ioan 10 cu 10. Hoțul, vorbind despre diavolul, nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească să ne norocească prin comparație. Hristos spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Așadar, când vedem vreo incursiune a diavolului în viața noastră, sub o formă sau alta, fi și veghează, pentru că el nu se joacă cu tine. El nu vrea să te necăjească. El nu vrea să te dezbine. El nu vrea să uh, îți producă o durere. Nu fi naiv. Diavolul vrea să te ucidă, vrea să te înghită, să te distrugă din temelii. În 2 Corinteni, capitolul 4, ni se spune în felul următor. <coughs> 2 Corinteni, ni se spune așa capitolul 4, versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul, Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și te rog, observă cum diavolul orbește o minte și această ucidere înseamnă despărțire de Dumnezeu pentru totdeauna. Să nu îl vadă pe Dumnezeu, să nu se apropie de Dumnezeu, pentru că el îl urăște pe Dumnezeu și urăște inclusiv pe copiii lui Dumnezeu, creaturile lui Dumnezeu și vor ca aceștia să fie despărțiți pentru totdeauna și acțiunea lui va fi în așa fel încât să ne orbească mintea, să ne închidă mintea, ca să nu vedem cât de bun este Dumnezeu, cât de milos este Dumnezeu. Cât de plin de dragoste este Dumnezeu. Să nu vedem Evanghelia, vestea bună, să nu vedem că Isus Hristos poate să schimbe orice viață. De aceea ne trezim cu oameni care pentru că au pierdut fie bani, au pierdut persoane dragi, au ajuns într-un punct critic în viața lor, nu aud, nu înțeleg, nu pot să vadă că o șansă salvării și atunci se gândesc la sinucidere, atunci se gândesc să-și înnece amarul în alcool până nu mai știu de ei, atunci se gândesc la supradoză, atunci se gândesc să se ducă tare cu mașina, pentru că mintea le-a fost întunecată. Diavolul este cel care caută să distrugă și să nimicească cu totul caută să înghită, să te înghită pe tine, să-ți înghită familia ta, să înghită slujitorii bisericii, să înghită biserica, caută să distrugă și să o facă cu desăvârșire. Fi treaz, trezește-te! Lasă-mă să spun în seara aceasta, omule, nu-i vorba de pandemie, nu-i vorba de carantină, sunt lucruri mult mai grave de atât. Dar ce folos să ne plimbăm liberi prin lumea aceasta dacă ne pierdem sufletul? La ce folos dacă noi nu ne apropiem de Dumnezeu? Dacă noi nu vedem speranță în Dumnezeu? Diavolul recnește ca un leu, ne este împotrivă și caută să distrugă și să nimicească. Deci eu trebuie să spun în seara aceasta și m-aș bucura să notez lucrul acesta. Credința consolidată în Hristos nu poate fi ignorată de Diavolul. Credința consolidată. În Isus Hristos nu poate fi ignorată de diavolul. Căci n aș vrea ca în seara aceasta să vedem că diavolul este puternic, că el este Pff. Diavolul nu este atât puternic. Ba mai mult, diavolul este înfrânt. Și acum, fii atent. Spune cuvântul Domnului, versetul 9 citesc din 1 Petru capitolul 5 prezentând situația aceasta. Petru, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, spune așa: nu fugiți, nu vă retrageți, nu vă ascundeți. Din potrivă, împotriviți-vă lui tari în credință știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Chemarea este de a ne împotrivi. Nu să ne speriem, nu să nu mai dormim nopțile, nu să ne lăsăm cuceriți, să stăm la cheremul lui, să facă el ce vrea din noi. Vestea bună în seara aceasta este că avem toate uneltele disponibile ca să ne împotrivim celui rău. Atât de mult mi-a plăcut timpul de închinare în seara aceasta. Nu știu cum vi s-au părut vouă cântările. Însă pe mine atât de mult m-au ajutat. Pentru că în fiecare cântare am găsit laudă la adresa lui Iisus Hristos. Am găsit înălțarea lui Isus Hristos. Nu-i nimeni ca tine, Doamne. Nimeni. Nici în cer, nici pe pământ. Doamne Iisuse, nu-i nimeni ca tine. Nici chiar diavolul nu-i ca tine. Nici duhurile lui înșelătoare. Oricât de tare ar încerca el să penetreze lumea aceasta, să distrugă ființele noastre, să distrugă familiile, biserica. Nu-i nimeni ca Isus Hristos. Gloria lui Isus. Gloria lui Isus. N-aș vrea să fie cineva speriat în seara aceasta. Fua, băi, diavolul ăsta chiar e pe urmele noastre, și fiată, în ce strategie are. Hai să ne uităm în scriptură. De ce te voi purta într-o nouă serie de, de, de versete? Pentru că Biblia ne spune aici, împotriviți-vă, nu vă lăsați. Și faceți-o nu oricum. Au fost oameni, consemnați și în scriptură, cât și în experiența. Bisericii, oameni care s-au dus să se împotrivească celui rău, într-o formă sau alta. Și ni se spune, de exemplu, în faptele Apostolilor, că niște oameni s-au dus să exorcizeze pe cineva și au fost despuiați de haine, bătuți bine și fugăriți plini de rușine. Pentru că n-au înțeles ce înseamnă să fii tare în credință. Nu odată, ci de multe ori, atât cu oameni din Biserică, cât și cu oameni care. Nu sunt practicanți, nu vin la biserică. Am stat de vorbă și am auzit experiențe de felul acesta. Și sunt convins că și tu ai avut astfel de experiențe. Am visat. Și m-am speriat teribil de, de tare. M-am trezit transpirat, cu pulsul mărit, gâfâind, am fost terminat. Am văzut o umbră am văzut niște ochi, am simțit o prezență, s-a ridicat părul pe mine, s-au mișcat lucrurile în casă. Frate, ce mă fac? Nu mai pot dormi noaptea, nu dorm eu, nu-mi dorm copiii. Nu mai am liniște, nu mai am pace, simt întotdeauna o prezență după mine. Am vorbit cu oameni puternici, cu oameni masivi, puternici fizic, puternici din punct de vedere social, financiar, terifiați. De faptul că sunt vizitați într-o formă sau alta de diavolul, de vreun înger. Și s-ar putea și tu să fii în seara asta speriat aici, ascuns în spatele unei măști, știind că Dumnezeu îți vorbește, fiindu-ți frică, aduc o veste bună. Și spun, în primul rând, în felul următor: Isus Hristos l-a învins pe diavolul. Și te rog, hai cu mine, ca să înțelegi cum s-a întâmplat lucrul acesta. Și lasă cuvintele pe care le voi citi. Cuvântul lui Dumnezeu care este dătător de viață să ajungă în mintea ta și în inima ta. Și voi citi din Evrei, capitolul 4, versetul 15. Iisus Hristos l-a învins pe Satan cât a trăit în Nazaret. Și ne spune cuvântul Domnului în Evrei, în felul următor. Evrei, capitolul 4, Că și nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul, vorbind despre Hristos, care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Ispititorul s-a apropiat de Hristos, dar fără păcat. A fost ispitit, a fost atacat, diavolul a venit în jurul lui, dar el nu a păcătuit. Când a intrat în apa botezului Domnul Iisus Hristos, din cer s-a auzit un glas și Dumnezeu a spus așa, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Pentru că Hristos cu absolut nimic nu se înclinase împotriva, în fața diavolului. Și vorbesc tinerilor. Hristos a biruit toate ispitele până la vârsta de 30 de ani. Și după aceea, până la vârsta de 30 de ani, a biruit. Cu toate tentațiile copilăriei, adolescenței, tinereței, a fost biruitor. Isus l-a învins pe Satan. Isus l-a învins pe Satan la începutul lucrării mesianice. Și voi citi din Luca, de la capitolul 4, în felul următor, pentru că acolo ni se spune începutul, debutul lucrării Domnului Iisus Hristos. Și ni se spune că după 40 de zile, în care a fost ispitit, ni se spune așa, versetul 13, după ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Și fii atent, Iisus plin de puterea Duhului s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul. Și te rog, observă cum a fost ispitit în toate felurile și pentru că l-a biruit pe diavolul, plin de puterea Duhului Sfânt, a mers mai departe. Isus l-a biruit pe diavolul și a mers mai departe plin de puterea Duhului. În cele 40 de zile în care a fost ispitit sub toate formele, prin cele mai inteligente stratageme, Hristos l-a învins. Diavolul nu a biruit. Dar să mergem mai departe. În lucrările publice pe care Hristos începea să le facă, predicile sale, minunile pe care le făcea, spre exemplu, capitolul 4, același capitol din Luca, ni se spune în felul următor, versetul 33. În sinagogă se afla un om care avea un, drac, un duh de drac necurat și care a strigat cu glas stare. Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești, te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Se întâmpla în sinagogă, era o realitate. Ce face Hristos? Iisus l-a certat, pentru că avea autoritate și i-a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și uite o confruntare publică. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele nu se pot împotrivi? Ele nu opun rezistență, ci ele iasă afară după cuvântul pe care Hristos îl spune. Dragul meu, vreau să-ți spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când Isus Hristos intervine, acolo unde este Hristos, diavolul nu are front, nu are capacitate de acțiune, nu poate să influențeze. Observă-l pe Hristos că El nu vine să facă un spectacol, ci El îi spune să tacă, nu începe o conversație cu El și îi poruncește să iasă. Și Duhul necurat iasă și pleacă. Pentru că Isus Hristos îl învinge pe diavolul. L-a învins pe diavolul și o face de fiecare dată. Este un text în. Uh, Evrei, care îmi place extraordinar de mult. Și ni se spune așa, Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși este părtaș, adică s-a făcut om sângelui și cărnii, a fost deopotrivă părtaș pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Observă ce face Hristos aici. Prin moartea sa distruge lucrările diavolului. Și aș să înțelegi următorul aspect. Că la Golgota, pe diavolul căpățânii, când s-a înălțat crucea și Hristos a târna pe crucea respectivă, umilit, torturat, bat jocorit. Acolo, în rănile lui și în moartea lui, Hristos l-a biruit pe diavolul. Deși este o imagine a înfrângerii în realitate, Hristos a dezbrăcat de putere pe cel rău. Și cel rău nu mai are nicio putere. L-a învins într-un mod decisiv. Asta face Hristos. Hristos l-a învins pe Satan prin moartea sa. Și vreau să spun ceva în încheiere. Iisus nu doar că îl învinge, dar își manifestă victoria prin cei credincioși. Și drog observă în Iacov, capitolul 4, că Dumnezeu ne spune așa, împotriviți, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Supune-te lui Dumnezeu, împotrivește-te diavolului și nu vei fi lăsat de rușine, nu vei fi înfrânt, ci El va fugi de la voi. Vorbeam de curând cu cineva care se ruga și mi-a spus, frate Alex, cred că m-am băgat unde nu trebuie pentru că mi s-au întâmplat niște lucruri grave. Tot posibilul. Foarte posibil. Să te rog observă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Aspectul acesta spiritual nu-i de glumă. Nu sfătuiesc pe nimeni de aici să se ducă într-o luptă spirituală descoperită. Pentru că vei fi sfâșiat complet și cu desăvârșire. Biblia ne spune, împotriviți-vă tari în credință. Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi. Nu poți să te împotrivești diavolului fără echipă de suport. Nu poți să te împotrivești diavolului fără ca tu să fii copilul lui Dumnezeu, să te supui lui Dumnezeu, să ai parte de mântuire, de susținere, de călăuzirea lui Dumnezeu. Diavolul poate să fie biruit de orice persoană care și-a predat viața lui Isus Hristos, care s-a întors la Dumnezeu. De deci, aceea, trei lucruri importante vreau să-ți spun în final. Primul lucru, fii conștient de atacul spiritual. Am predicat din Scriptură în seara aceasta. Ți-am spus că diavolul este potrivnicul, că dă târcoale, că răcnește. Scopul lui este să înghită. Fii conștient de ceea ce se întâmplă. Chiar dacă sunt lucruri fizice pe care tu le întâmpini, opoziții, dacă vezi că te prăbușești în interior, dacă vezi că ești dominat, dacă vezi că ești ținut rob, omule, te rog, ia în considerare atacul spiritual. Fii conștient de asta. Fii conștient de ce se întâmplă din punct de vedere spiritual. Nu nega lucrul acesta. Apoi, fi tare în credință. Fii tare în credință. Și dacă nu ești credincios, dacă nu ești întors la Dumnezeu, dacă nu ți-ai predat viața lui Isus Hristos, și dacă cauți cumva să ai o viață în care să-l mulțumești și pe Dumnezeu, dar și să-ți trăiești viața ta, și vezi că ai ajuns într-o intersecție și într-o situație din care nu poți ieși, dacă ai observat că diavolul a pus gheara pe tine, dragul meu, te chem în seara aceasta să te pocăiești. Adică să iei decizia de a renunța la tot și de a te întoarce la Dumnezeu. Pentru că singura posibilitate de a scăpa de sub atacurile diavolului, singura șansă de a ieși din gheara lui, este doar prin Isus Hristos. Pentru că doar Isus Hristos l-a învins pe diavolul. Eu nu te chem să crezi într-un om. Eu nu te chem să crezi într-o biserică, să adopți o religie anume, să te introduci într-un cult anume. Eu te chem să ai o relație cu Dumnezeu, cu Isus Hristos. Pentru că Isus a trăit pe pământul acesta. Isus l-a confruntat pe diavolul. Isus l-a biruit pe diavolul pe cruce. Isus Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El are toată puterea în cer și pe pământ. La cuvântul lui nimeni nu îi se poate opune. Nimeni. Nu știu care e chinul tău spiritual nu știu care sunt legăturile cu care ai fost tu legat. Nu știu care e pușcăria, temnița în care ai intrat. Însă de ea se numește depresie. Și simți că asta este. este Dom'le, e ceva supranatural deja. Nu-i mai găsești explicație. Soluția pentru tine nu sunt antidepresivele. Soluția pentru tine este în numele lui Isus Hristos. De deci ce te chem să crezi în Isus Hristos, să te întorci la Isus Hristos și să-i spui lui Isus, Doamne Isuse, fi Domnul meu. Stăpânirea ta manifestă peste mine, Doamne. Că eu nu mă pot împotrivi depresiei, anxietății, atacurilor de panică. Nu mă pot împotrivi. Dar există cineva care poate să zdrobească asta. Dacă ești cumva cuprins de vicii grele, și ascultați-mă bine ce vă spun, și știu că aici intră oameni cu vicii grele, de ani și ani de zile, oameni care nu se pot lăsa, oameni care plâng, oameni care tremură datorită viciului de care sunt robiți și nu se pot lăsa. Dacă este acolo ceva inexplicabil, omule, pentru tine soluția se cheamă Credința în Isus Hristos. Crede și crede tare în Isus Hristos.